Salut! Bine ați încă o dată revenit pe canal. Astăzi vreau să povestim despre ceva care îmi stă chiar la suflet un pic. Care nu-mi place deloc. Microfonul se vede? Nu-i bine? Înseamnă că avem. Care nu-mi place deloc. Nu-i pentru audio, să auziți și voi mai bine. Mai ales cu toate zgomotele astea din mașină. Ceva ce stă la suflet, ceva ce multă lume nu înțelege, ceva ce ne-a obișnuit de mici, că nu trebuie să mergem contra tiparului, că trebuie să fii cu minte, să stai la locul tău, să scuzi de ăia mari, să nu gândești, Doamne feri, altfel, că dacă gândim altfel, suntem niște complotiști, suntem nu știu cum, nu știu ce, tu mereu ești diferit, tu mereu bla bla bla. Ok, facem un mic experiment. Hai să vedem cum, numai să ne gândim așa, cum ar fi fost lumea dacă un oarecare Columb ar fi gândit, Cristoforo Colombo pe italiană, ar fi gândit că lumea este pătrată, cum se spunea pe vremuri, și după aia la un moment dat plaf pici. Cum ar fi fost lumea noastră? Ar fi fost încă o lume, foarte probabil, în care gândim că lumea este pătrată. Cum ar fi fost dacă Einstein n-ar fi probat anumite chestii, n-ar fi încercat cu știința să dovedească anumite chestii, să meargă contra tiparului și să spună niște întrebări? Cum ar fi fost Tesla? Cum ar fi fost multe lucruri? Multe, mulți oameni importanți au gândit diferit, au adus o idee nouă. Cum ar fi lumea, exemplu, Elon Musk. Erau și mașini electrice și înainte. De ce a făcut el, fraților, cu Tesla, care, virgulă, când te gândești la o mașină electrică, merg direct la Tesla, cu gândul, e fenomenal. Deci erau mașini electrice, mașini electrice există de 110 ani, dar el a reușit să le aducă pe piață. El a reușit să facă o marcă care să vinde, care e cerută, și să facă concurență la mașini pe benzină, petrol în general, gaz și altele. Cum ar fi ca lumea să gândească la fel? Bă, mă duc la lucru, vin la gaz, mă culc, nu fac nimic. N-ar mai exista Elon Musk, n-ar mai exista Jeff Bezos, n-ar mai exista oameni importanți care au făcut lucruri mari, n-ar mai exista, nu știu, o grămadă, pot să vă spun, sportiv de performanță n-ar mai exista, că frate, mă duc acasă, mă culc, îmi fac lucru, la revedere, nu trebuie eu să mă chinui să ajung la performanță, nu trebuie eu să fac nimic, eu trebuie doar să lucrez 8 ore pe zi, să-mi iau salariu și la revedere, cu doare la patină. Deci, ideea este, folosiți-vă capul, gândiți cu capul vostru, cu capul vostru, nu cu capul altuia, nu cu ce au zis de la alții. Bă, că așa trebuie, că așa. Exemplu, încă un exemplu. Nu-i tot una să zică cineva 2 plus 2 egal 4, sau să fii atât de inteligent încât să întrebi de ce 2 plus 2 egal 4. De ce? Asta e o întrebare esențială. De ce? Scuzați-mă, dar mă las prins pentru că mă gândesc că aici, în lumea afară, sunt o grămadă de persoane inteligente, avem un creier, dar din păcate suntem și niște, să zicem, animale emotive. Sună urât, fac și eu parte din asta, nu vreau să jignesc pe nimeni,
Și prin emotivitate fac din noi ce vor ei. Primul, în emotivitate, prin emotivitate ne programează într-un anumit fel. Și noi ca proști, sincer, ca proști, stăm și ascultăm ce zic ei. Și dacă nu are nicio raționalitate, și dacă nu are nici nimic, noi ascultăm, ascultăm și au dreptate, au dreptate, au dreptate. Lumea nu se scandalizează pentru nimic. Paranteză. Acum am văzut discursul președintelui Italiei, care zicea că crede că înțeles, după convorbirea cu Putin, crede. O convorbire bazată pe economie, el e un fost bancher, mare bancher și bla bla bla, deci de economie ar trebui să înțeleagă ceva. Crede, doar crede, dacă nu se greșește, că înțeles anumite lucruri, crede. Asta o dat-o pe, o dat un interviu. Deci o dat-o afară, deci un om politic care conduce o țară, care a fost bancher și nu știe, fraților, să înțeleagă, economic vorbind, ce zice celălalt, din partea cealaltă a telefonului, ăla sincer n-are ce căuta acolo, dar nimeni nu se scandalizează. Dacă el crede că o înțeles bine sau crede că o înțeles asta, nimeni nimic, nimeni nu se scandalizează. Totul e normal, să avem politicieni de nota 0, este normal să ne conducă, pentru că el e el. Să trecem printr-un rahat ca ăsta din ultimii 3 ani, e normal. Nimeni nu plătește consecințele. Cineva odată a venit cu niște restricții. Nu se întâmplă mai nimic. Dacă te uiți la, poți să te uiți la statistici. Nu s-a întâmplat mai nimic, s-a închis tot, acum gata, s-a dus în concediu virusul respectiv, la revedere. Nimeni nu plătește. Nimeni nu plătește pentru că nu a găsit o soluție și a dat numai reguli, a făcut numai anumite reguli de rahat. Dar tu, dacă mergi la lucru și greșești odată, plătești. Așa e viața, nu ne scandalizăm pentru nimic, nu ne scandalizăm că în Franța Macron a ieșit la putere și acum vrea să facă ID digital. Asta nu e un scandal. Bine, eu nu sunt contra digitalului, aș fi culmea, pentru că criptovalutele egal digital, dar depinde și cum e folosit. Că dacă criptovalutele, exemplu, euro digital, concurența, o să vină, e de rahat. De ce? Acolo cineva are puterea deasupra banului. Cum e acum. Dar nu ne scandalizează. E bine că băncile au putere, e bine că guvernele imprimă bani cât vor ele, fiecare face ce vrea, e foarte bine. E extrem de bine. E bine că este inflație și noi fraierii plătim chestia asta. E bijuterie. E perfect, nu trebuie schimba nimic. Dar nu e bine să fie o monedă a poporului, fiecare să aibă parte, aia e căcat. Bă. Scuzați expresia. Nu e bine ca noi să fim liberi, nu e bine ca tu să fii liber, ca eu să fiu liber, ca copiii noștri să fie liberi. Nu, noi trebuie să lucrăm, așa e bine, așa e perfect. Noi trebuie să plătim războiul din Rusia-Ucraina, eu stau la nu știu câte mii de kilometri, 1000 și ceva, de Ucraina și eu plătesc aici benzina cu 40% mai scump de când a început războiul, plătesc alimentele cu 50-60% mai mult, mai scump și dacă Putin a declarat că contractele merg mai departe cu aceeași prețuri, de nu Putin a făcut asta, dar cineva de la noi, ăia care trebuie să aibă grijă de noi, sunt niște oameni minunați, își fac treaba perfect. E bine așa. Mă bucur, nu e nicio problemă. E totul perfect. Sper să mai vină inflație și mai mult. Sper să nu mai putem trăi. Sper să murim de foame. Ce, doamne, doamne. Ăsta e scopul. Și noi suntem libere
Noi ne gândim că suntem liberi în Europa. Wow! Noi ne gândim că suntem stăpâni pe propria viață. Wow! Fă-ți un calcul câte ore mergi la lucru, drumul, câte ore stai la lucru și după aia vezi dintr-o zi câte ore îți rămân ție să vezi cât de stăpân ești tu pentru viață, în afară de somn, că somn nu trebuie să-l dormi. Să vezi câte ore ai pentru tine. Într-o săptămână, într-o zi, într-o lună, într-o viață. Poți să faci un calcul, e ușor, nu e greu. Deci, ăsta e un video pentru a înțelege că trebuie să gândești cu capul tău. Și dacă dai de pereți, înveți ceva. Dar gândește cu capul tău, nu cu capul altuia. Fă-ți, ai un creier din natură sau dat de la Dumnezeu, depinde din ce crezi tu. Ok, hai să zicem din natură, din mama natură, ne-a făcut în așa fel, să avem un creier așa aici înăuntru, ok? Ca să-l folosim. Nu ca să zicem, da, da, domnule, da, 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 da. Dacă cineva zice că părul meu e blond, tu da, 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 nu. Gândește cu capul tău, uite-te. E negru. Sau ce culoare o fi. Wow. Gândește cu capul tău. Termină să fii o slugă emoțională pentru alții. Fă greșelile tale, dar asumă-ți-le și măcar zici, bă, eu am gândit așa, îs fericit, am învățat. Dacă greșești, poate nu greșești. Poate de cele mai multe ori nu greșești cu capul tău. Poate că nu. Se poate întâmpla. Cum a păsit Columbo. Și mulțumită lui, exemplu, acum știm că pământul e rotund. Wow! Minunat! Fantastică! Numai că ești așa micuță, că pământul e rotund și nu-i pătrat. Deci, fii diferit. Diferit nu în sensul că poți să fii cum vrei tu, dar nu în sensul diferit numai de dragul de a fi diferit. Fii diferit, gândește diferit. Mai mult, din simplu fapt că îți folosești tu creierul. Că dacă cineva zice, bă, eu sunt președintele Americii, tu zici da, da, sau, bă, stai, să-mi pun niște întrebări. Chiar e președintele Americii? Arată-mi, dovedește-mi că ești președintele Americii. Exemplu prost. Deci, fraților, căpățâna ta o ai aici ca să o folosești. O ai aici ca să o pui în aplicație. Ca să facă un pic de efort și mindiuca ta. Folosește-o, folosește-o, folosește-o. Și mică paranteză, sună urât, dar asta e. Dacă te tot plângi și nu faci nimic ca să-ți modifici viitorul sau viața, meriți ceea ce ai. Ține minte. Deci tu care te plângi, bă, nu-mi place locul de muncă, nu știu ce, meriți ceea ce ai dacă nu faci nimic ca să încerci să schimbi asta. Ok? Deci asta e clar, asta e raționalitate. Bun, m-am descărcat un pic emoțional. Asta face bine să faci video câte din când în când pe YouTube. Nu, sunt chestii la care într-adevăr țin, sunt chestii care mă dor, sunt chestii care mă dezamăgesc. Câteodată mă gândesc, bă, frate, oamenii sunt chiar așa de ușor modelabili, așa de ușor influențabili, așa de ușor poți să faci cu oamenii chiar ce vrei tu din ei, în loc să gândească cu capul lor, în loc să fie dispuși la o discuție, să vadă, să schimbe părerea, să vadă punctul de vedere de la alții, sunt chiar așa de, nu știu. Nu înțeleg și mă dezamăgește pentru că nu trăiesc singur pe acest pământ și aș vrea să cunosc, să văd mai multe lume care o gândește total diferit față de mine, dar care poți să stai de vorbă și să-ți explice punctul lui de vedere și rațional să ajungi la un mijloc. Poate nu e adevărată partea mea, poate nu e adevărată partea lui, poate este ceva la mijloc. Exemplu. Ar fi fain. Deci, dragii mei, vă las. Vă urez o zi minunată. Sper să fiți înțeles sucul acestui video. Nu doar că m-am descărcat eu emoțional, dar și că trebuie să ne folosim creierul, pentru că avem doar unul și avem doar o viață și la un moment dat creierul nostru se va stinge și să-l folosim până când îl avem, că
cred că e de folos. Vă urez o zi minunată, toate cele bune și ne vedem în următoarele video. Ciao!